nu mai iese lumea. Asta e situația, trebuie să ne conformăm. Așa spun cei mai mulți comercianți din piață. Perioada de pandemie a afectat bugetul alocat pentru sărbătorile de iarnă. Țăranii susțin că vânzările sunt mult mai mici în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Cum merge vânzare? Un pic mai greuț. Chiar foarte greuț pentru perioada aceasta. Că și spuneți, oamenii au și probleme acum ca fiecare. Și calculează banii în așa fel încât să... Pentru o zi pe alta, nu fi mai greu. Nu așa de bine, deci am spus. Deci, clar asta e situația. E ori lipsa banilor, ori vremea că plouă și... Deci mai motivăm și noi, spunem. Poate asta e problema. Da. Mulțumim lui Dumnezeu să fim sănătoși. Așa. Și guvernul să mai facă ceva și pentru noi. Cu toate că prețurile și calitatea produselor sunt mult mai bune la țăranii din piață, mulți cumpărători aleg să meargă în mall-uri pentru a se aproviziona cu fructele și legumele necesare. În aceste condiții, comercianților li se strică marfa pe raft și sunt nevoiți să o arunce. Nu se vinde deloc! Deloc? Nu se vinde! Se duce lumea la magazinile alea mari, ne-a luat toată viața din noi, nu mai vinde nimic. Da, acolo se duce lumea. Zici că le dă degeaba acolo. Ce faceți cu marfa nevândută, mamaie? Ia-ți să stric, eu. Uite cum se stric, o dăm jos, asta e, ce se face. Însă nu toți sunt dezamăgiți de vânzarea produselor în această perioadă. Cât de cât să știți că da. Da, depinde, unii părerele sunt împărțite, unii sunt mulțumiți, alții nu sunt mulțumiți, depinde și de marfa. Da, mulțumim frumos, este. Este Crăciunul și Revelionul și să mai cumpără. Da. Să nu ne ia COVID, în rest suntem foarte bine. Iar un comerciant are o problemă mare cu atmosfera de sărbătoare pregătită de autorități. După 8 ore care le stai aici, înnebunești. Nu. Nu vă introduce în atmosfera de sărbători? Cu ce? Cel care vine, da, e bine, stă 10-15 minute, dar... Și pleacă. Dar noi aici? Chiar dacă prețurile au rămas la fel ca anul trecut sau mai mici în unele situații, multe din produsele țăranilor, munca lor de o vară întreagă, se strică pe raft.